Doamnelor, domnilor, continuăm agenda electorală de astăzi. Prezent în ultimii ani în toate competițiile electorale, în postura de candidat sau militant liberal, Simion Bizău reprezintă arhetipul cetățeanului antreprenor, implicat și responsabil, incapabil să-și asume postura de spectator al vieții publice. Cu mandat de consilier local la activ și cu o nouă candidatură pe rol, astăzi vom purta o discuție despre guvernarea locală și proiectul liberal, tocmai cu dânsul, domnul Simion Bizău, candidat din partea PNL la Consiliul Local Baia Mare. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara. Bine v-am găsit. E bine, dacă ar fi să caracterizați mandatul care se încheie în 27 septembrie, cum l-ați evalua? Unul reușit sau mai puțin reușit? Și dacă da, de ce? Puteam să fac mult mai mult, asta e clar, dacă aveam mai mulți consilieri liberali. Sper că în mandatul ăsta să fie mai mult, să putem să ne implementăm proiectele care le-am gândit și care le-am pus și au picat. Ce nu știu mulți oameni, nici eu n-am știut până a fost în Consiliu, Consiliul local e mult mai puternic decât un primar. Dacă consilierii înțeleg valoarea lor și se implică în comunitate, pot să facă mult mai multe pentru comunitate decât un primar. Fiindcă ei gândesc, ei pun proiectele și primarul trebuie să execute. Din păcate, și în Baia Mare și în alte consilii, consilierii sunt supuși primarului și care e o mare greșeală. Exact, există opinii potrivit cărora Consiliul Local încă în funcție a avut în marea majoritate a timpului o postură de subordonare față de primarul în funcție și abordând acest subiect, domnule Bizău, să clarificăm câteva aspecte. Majoritatea actuală din Consiliul Local Baia Mare și consilierii UDMR, PMP acționau la comanda administrativă și votau tot ce li se cereau, pur și simplu doar de dragul de a trece proiectele? Au fost și proiecte bune care trebuia trecute. Au fost multe proiecte care, în nu opinia mea, acest lucru. În opinia mea, nu trebuiau trecute. Ori, dacă careva avea curaj să zice mâna să împotrivească, era apostrofat verbal și după aia nu știu ce s-a întâmplat dacă nu vota pentru. Dumneavoastră, cum v-ați simțit în actualul Eu mandat? Sunt un om liber și mi-am exprimat votul cu tot timpul cum am crezut că e corect, în opinia mea. Aveți și regrete? Pentru că ați fi votat anumite proiecte și n-ar mai fi trebuit votate? Nu, asta nu cred că, n-am regrete. Am regrete că am fost puțin consilieri liberali sau consilieri care să înțeleagă anumite fenomene și să venim cu alte proiecte, mult mai multe proiecte. Aici aș putea să enumer foarte multe, dar nu cred că e cazul acum. A existat o poziție publică, politică reală, să spunem, în Consiliul Local sau doar consilierii liberali aveau curajul să respingă anumite proiecte propuse spre aprobare? La început eram liberalii, de la PER mai era doamna Băzărea care se opunea și aveam Sporalnic de la PSD. Dar o întrebare poate pe care ne-au adresat-o și telespectatorii. De ce aproape toate proiectele de hotărâri supuse aprobării plenului erau inițiate de primarul în funcție și nu de consilierii locali? Că până la urmă de aceea sunt acolo în Consiliul Local. Deci orice proiect ar fi inițiat liberalii nu avem nicio șansă să treacă. De ce? În primul rând pentru orgoliul primarului și a consilierilor că vinem cu o chestie pozitivă. Deci în politică prefer să moară și capra vecinului decât să... Asta e clară treaba, s-a văzut. Consilierii, o coaliție, n-aveau curaj să facă ceva în afară de primar. Asta era foarte clar. UDMR-ul era balama primarului și atunci era închis Consiliul. Dacă ne întoarcem în campania din 2016, ați făcut parte din echipă și ați fost prezent în aproape toate cartierele municipiului Baia Mare. Așa. În ce măsură a reușit echipa de consilieri liberali să impună acele proiecte cerute de băimăreni și cred că nu au fost puține și dacă puteți exemplifica câteva dintre ele? Eu am avut multe proiecte și multe inițiative, dar n-a trecut niciunul. Deci pentru mine cel mai important lucru, în opinia mea, sunt locurile de muncă în Baia Mare. Locurile de muncă în Baia Mare nu le poți face ca și consilier. Trebuie să ai primăria să aibă credibilitate, să le dai anumite facilități la oameni de afaceri, să iei modelul Oradea, că e cel mai bine, nu trebuie să inventezi nimic. Ca să poți să aduci investitori aici. La noi nu se face așa ceva, cred că nu se dorește sau nu se știe, habar, dar nu știu. Păi, în primul rând, atâtea femei sunt fără locuri de muncă în Baia Mare. Că bărbații mai pleacă afară, dar femeile sunt foarte multe. Nu s-a inițiat absolut nimic, niciun proiect. Iar spuneam foarte important, în Baia Mare sunt parcările. Nu s-a făcut nici o parcare, decât s-a rupt spațiul verde și s-a făcut parcare, care e foarte grav pentru sănătate, pentru ecologie.
O altă chestie care, iar în opinia mea, aveam pe din 2012, era acele piste de biciclete și acele trotinete, care nu s-a făcut absolut nimic. Și era foarte simplu, mai să s-ar să faci. Sau s-a rupt spațiul verde, s-a făcut parcă, să putea face piste pentru biciclete. Da, s-au făcut acum asfaltări rapide. Asfaltări rapide, asta e pentru alegeri. Blochează cu poliție. Le-ați aprobat în Consiliul Local? Deci nu se fac lucrări, să dau un buget, care bugetul se duce unde crede primarul. Pe investiții și face ce vrea el și cum vrea el. Asta e. Alte proiecte în care v-ați implicat cu ceilalți colegi liberali? Mai repet încă o dată, singura care a trecut a fost cu acele autorizații care se mână rapid. Asta e singura chestie care a trecut. Restul, câte inițiative am avut, am fost pus la o parte. Liberalii propun acum băimărenilor o listă de consilieri și un candidat de primar, lansând cu doar câteva zile înainte campaniei candidatul pentru primar. Domnule Simion Bizău, vreau să ne explicați cât este de importantă în economia votului presupusa notorietate a domnului Mircea Cirț și cât contează programul de guvernare locală propus de acesta. Domnul Circiu e un om de afaceri, asta e clar. El nu știe politică și să și vede, dar nu asta e important. Important e că omul știe să facă, dacă ar fi să gospodărească orașul. Putem merge pe modelul de la Oradea? Nu putem merge, că la Oradea, domnul Oradea era un om de calitate, știe mult și politică, știe și... Dar putem învăța, nu? Dar putem învăța. Deci el a și fost, domnul Circiu a și fost la Oradea și a încercat să inspire de acolo. Deci ar fi o variantă. Probabil să băimărinii au din alege acum. Nu pot să spun că nu poate să meargă la vot când au din alege. Sunt ația candidați, pot alege pe care vor de acolo. Toate partidele s-au pus candidați. Deci nu credeți că contează atât de mult notorietatea pe care probabil dânsul și-a făcut-o și ca om de afaceri? Notorietatea el o are în domeniul transporturilor, în domeniul cei delegat de auto. Dacă mergem, în cartierul, în Hotvon sau să stau, nu știu că știu de dânsul. Că dacă n-au treabă cu mașinile... Probabil că a fost întâlnire cu cetățenii. Întâlnire cu cetățenii, da, atunci e ok. Atunci fiecare candidat merge prin cartiere și normal să meargă. Ce credeți că recomandă pe domnul Mircea Cirț la... Deci cel mai important lucru că e om de afaceri. Și un om de afaceri niciodată n-a luat bani la caserie. La fel ca și dumneavoastră. Da, și a făcut și a luat. Asta e părerea mea, cea mai mare calitate a lui. Știți cum se gestionează un buget? Deci nu a așteptat să treacă luna să ia salariul. Deci a luptat pentru el, pentru familia lui, pentru firma lui să ducă un trai decent. Totuși, fiind o campanie atipică din cauza epidemiei COVID-19, băimărenii sperau într-o campanie decentă și lipsită de violențe verbale sau de lațiune. Totuși, cum vă explicați dumneavoastră și liberalii atacurile care au fost chiar și împotriva candidatului liberal și ce efecte vor genera aceste atacuri? Deci, prefer să nu discut despre așa ceva, nu mă interesează, n-am atacat pe nimeni dacă și nu mă interesează. Deci, a trei politicieni care vin, vor să fie primari să se bată în proiecte. Dar numai vor proiecte SF-uri, să vină cu argumente. Deci eu am spus totdeauna că ar trebui un cartier pentru IT-ști, un cartier inteligent. Să facem, IT-știi de la Cluj sunt sufocați. Deci acolo orașul se sufocă. Noi dacă noi să ne dezvoltăm, trebuie să ieșim un pic afară, să mergem spre izvoare. Eu am și spus încă o dată chestia asta. Spre izvoare, Baia Mare are atât teren acolo, să poate face un cartier special și nu numai și de birouri pentru IT-ști. Deci sunt IT-ști în Cluj care deja sunt sufocați. Deci le trebuie ceva. Să faci acolo cu școală, cu loc de joacă pentru copii, cu sală de sport, tot. Și să am atrage, că e foarte important să atragi firme care au salarii mari, că de acolo vin bani la buget foarte mulți. Asta ar fi una dintre cele mai importante și a doua chestie, dezvoltarea facultăților de aici din zonă. Deci cu cât ai profesori buni și studenți buni, cu atât crește. Că Cluj așa a crescut. A crescut pe învățământ și pe sănătate. Deci sunt doi piloni de creștere. Paliere, da. Și, deci învățământul și sănătate. De aici poți să atragi. Repet încă o dată, am spus într-o emisiune la Erlangen, lângă Nuremberg, un orac de 30.000 locuitori. Are unul cele mai importante facultăți de neurochirurgie din lume. Și numai facultate. Și cea care clinică. Domnule Bizău, sunteți considerat un specialist în domeniul transportului rutier cu experiență personală remarcabilă și, ca urmare, aș vrea să abordăm câteva componente aici de interes major pentru următorii 4 ani. Cum se poate realiza un nou concept de mobilitate urbană în Baia Mare, astfel încât să avem un trafic fluent și fără blocaje în orele de vârf? Că tot am vorbit despre trafic. Cel mai important lucru ar fi, în primul rând, făcut de centura Baia Mare, unde e cel mai important lucru.
După aceea trebuie făcut eu, dacă aș fi la Consiliul Județean sau asta, aș face o centură să meargă de la Lăpușel, să iasă până un drum expres, până spre, cel puțin spre SEI. La anumite ore din zi se blochează traficul de la Tăuți până în Baia Mare sau din Lăpușel până în Baia Mare. În Baia Mare ce ar trebui făcut foarte important, parcări. Dacă nu ai parcări și ai mașini parcate pe bulevarde, automat se blochează. După aceea trebuie o semaforizată inteligent. Deci dacă ai prins un semafor la verde, să-i prins pe toate pe aceeași bulevard. Nu să pui stop și iarăși, asta ar fi o chestie. O altă chestie importantă e pista de biciclete și de trotinete. Pentru că lumea nu mai folosește mașina. Dacă are condiții să parcheze bicicleta, că mergi în centru vechi, să fie o parcare specială pentru biciclete, cu lumină, cu camere de la vedere, adică să poți să simți cea în siguranță. Deci lumea să nu tot numai să meargă mai cu mașina, să meargă și alte mijloace de transport ecologice. Asta le văd în prima fază. După aia, n-ai unde să mai faci alte șosele. Că centru e centru, acolo e blocat, nu mai poți. Decât să muți anumite servicii, anumite astea spre în municipiu lateral. Există un parc autoestimat la 50.000 de vehicule, doar 10.000 de locuitori, de locuri de parcare, da? Deci e o diferență, un raport interesant, și aproape 7.000 de garaje, din care nu știu câte sunt funcționale, da? Că sunt depozite tehnic și nu tematic. Cum se poate rezolva totuși situația parcărilor? Dacă e să luăm în calcul și aceste garaje despre care s-a vorbit foarte mult, atât în zonele centrale, cât și în zonele rezidențiale și cele comerciale, mai sunt soluții? Pot fi propuse? Veți propune în Consiliul Local așa ceva? Adică un proiect clar. Eu am propus un proiect în funcție de birou municipal, că într-un an de zile, dacă aș avea succes cu un proiect de satelit, că pot să fac două parcări. Și mă gândeam în două locuri. Pot face parcare subterană în Parcul Mara și după aia să pui la loc gazonul, să fie efectiv subterană, 4-3 etaje. Am văzut afară, nu e invenția mea, am văzut în Belgia, am văzut în Franța. Deci sunt realizabile, nu sunt imposibile. Și o altă chestie, în zona unde sunt garaje, dar trebuie cu fiecare proprietar de garaje vorbit. Sunt multe garaje care sunt fără autorizații, cu autorizații provizorii. Și nu cred că un băiemănean care de bună cuvinte și băiemănean și are un garaj, chiar dacă e a lui, și dacă negociază cu primăria și spune, domnule, aici pe 10 garaje pot să fac subteran și etajat, pot să fac 100 locuri de parcare. Nu cred că cineva s-ar opune la așa ceva. Un om de bună credință. Chiar dacă are, eu știu, sau să îl plătești, sau să-i faci... Dar dura atât de mult să se facă un asemenea proiect și să fie pus în practică? Nu. Părerea mea că cel mai important e pune avizele și aprobările. După aia, într-un an de zile poți să faci. Că nu faci finisări. Tot e brut. E beton, fer beton, atât. Nu-i ceva care... Și după aia anumite camere de la vedere, ca să ai supravegheat și curent electric. Deci nu e ceva imposibil de făcut. Dar tot mai e frică. Tot mai e frică de garaje. Să spun, domnule, dacă mergi, vorbești cu oameni, nu demolezi, că nu ești un dictator. Cum s-au făcut în alte locuri? Și în alte orașe europene care sunt de mărimea municipiului Mare. De exemplu, pe bulevardul Decebal, la Piața Muncii, s-a dat bulevardul într-un an de zile la o parte, s-a făcut minus 2 și să fac parcări. Dar aici cu primarul Negoiță, la sectorul 3, care a fost om de afaceri și știe. La ora actuală, Negoiță va face cel mai mare ăsta, birouri la 23 august. A fost la 23 august, o hală veche. Deci omul ăla a fost om de afaceri la tot timpul. Sectorul 3 e primul, cred, părerea mea, ca și investiții și ca realizări în București. Deci avem modele, numai trebuie să le copiem și să vrem să facem. Avem Oradea, avem sectorul 3, deci sunt multe altele. Avem Alba Iulia, oraș mai mic. Deci avem modele, trebuie să facem, să vrem, cineva ca să implice. Domnule Bizău, spre finalul emisiunii, vreau să ne spuneți ce vă asumați pentru următorul mandat de Consiliu Local din partea PNL pentru cei 4 ani. Ce le spuneți băimărenilor? Pentru că poate mai trebuie să-i convinge și pe alții nehotărâți. Deci, în primul rând, trebuie să vină la vot. Să voteze poziția Mărcinci. Ce motive ar avea să vină la vot? În primul rând, să vină la vot. Cel mai important lucru pentru români după Revoluție, e un drept care e la vot. Dacă ăla vot nu ne-l asumăm, atunci de ce ne te plângem? Nu contează. Ai o listă acolo. Nu, eu sper să votează liberal când vii la vot. Dar sunt și alte partide care pot să fie. Dacă vii la vot, îți asumi. Dacă nu vii la vot, nu-ți asumi nimic. Nici n-ai voie să vorbești de puțin dacă nu vii la vot.
nu știu, votez pe cine vrea acolo. Atâtea partide s-au pus că n-ați pus să voteze. Bine, eu, pentru mine, ar fi foarte important să voteze lista Partidului Național Liberal. În primul rând, la Partidul Național Liberal este o listă foarte echilibrată. Oameni maturi, oameni de afaceri, avocați, medici și tineri. Deci are din toate zonele și ca social, și ca experiență, deci și ca vârstă. Mesajul de final este al dumneavoastră, pentru că este ultima emisiune pe care o avem cu dumneavoastră în calitate de candidat la Consiliul Local Baia Mare din partea PNL. Vă rog să vă uitați spre cameră. În primul rând, îi rog pe Baia Mare să se prezinte pe 27 la vot. Cel mai important lucru, cu măsurile de protecție, să nu se îmbolnăvească cum am fost eu acum o lună de zi. Dar v-ați revenit. Mi-a revenit. Să știți că nu e un lucru simplu de când te îmbolnăvești și când stai în spital. Să vină la vot cu mască, dezinfectant și să păstreze distanță. Cel mai important lucru. Să nu le fie frică că nu se ia virusul așa de simplu. Eu l-am luat din nu știu de unde. Să vină la vot, să voteze, în special Partidul Național Liberal, dacă pot să vorbesc așa ceva, să invit să voteze liberale. După aia să voteze la Consiliul Local, da, la primărie, la Consiliul Județean și în ultimul rând la Consiliul Județean, care e foarte important, fiindcă PSD-ul atât de fricos sunt de acei trei, nu au curaj să-i pună pe siglă. Deci acel candidat la Consiliul Județean din partea PSD-ului s-a mascat sub o siglă pentru Maramureș, care e un lucru foarte urât din partea domnului Zetea. Mulțumim, domnule Bizău, pentru participarea la emisiune. Doamnelor, domnilor, a fost alături de dumneavoastră domnul Simion Bizău, candidat din partea PNL la Consiliul Local Baia Mare. Acum depinde de dumneavoastră, de modul cum i-ați convins pe băimăreni dacă vă vor vota sau nu. Vom vedea asta după așteptăm 27 septembrie. Pe 28 vom ști dimineața. Mulțumim, da. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, o scurtă pauză și revenim câteva minute cu un alt candidat independent.